Perechea numărul 2 a planetei în momentul de față în dansurile standard. Ei sunt din România, Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei. Principalii favoriți, așa cum ați fost voi ieri seară, perechea numărul 4. Ați fi câștigat detașat, aș spune eu, fără niciun fel de emoții, câștigând toate cele 5 arbitrilor pentru a le permite acestora să-i vadă. Iar nou acest slow motion oferit din carul de transmisie. Ne certificăm cu o dată faptul că am făcut alegerea bună petrecând această duminică seară împreună la televiziunea română. Ia să vedem. Andreea Gioncada și Vera Demidova din Italia. Următoarea pereche, următorul moment de vals vienez. Dansurile solo. Mă bucură foarte mult și alegerile muzicale, totul de domnul DJ Răzvan Dinu. Și sunt convins că și dansatorii de pe ring sunt în același asentiment cu mine. Deși poate părea un detaliu, felul în care alegi muzica poate scoate din anonimat o competiție sau din potrivă poate să o îngroape, chiar dacă la startul ei sunt sportivi foarte buni. Și la toate perechile s-a văzut că muzica a avut o influență pozitivă în aceste solo dansuri. Ceea ce contează enorm în alegerile noastre de a mai veni sau nu mai veni la această competiție. De aceea, în fiecare an, Transilvania Grand Prix. Astea, te întâlnești cu oamenii ăștia pe stradă. E, vă imaginați, pentru doamna asta e imposibil să vină civil pe stradă și atunci vine cu ținuta asta, ce atrage toate privirile așa dintr-o dată. La micul al meu chiar a văzut-o astăzi. Tati, uite ce păr are tanti, știi? Pentru că prezențele lor apar așa ca notă discordantă într-un peisaj liniștit de toamnă la Sibiu. Cu siguranță treza și machiajul din dansul sportiv atrag atenția, inclusiv la domnii care dansează. Urmează să vedem rezultatele, nu? În momentul ăsta pe ecran și pentru dumneavoastră, Rareș Cojoc detașat pe 2, tot din România, Gheorghe Kalașnikov și Daria Grigore, pe 3, Demidova și partenerul ei, pe 4, cealaltă pereche din România. Nu e rău deloc. Diferență mare, 33-15 perechea din Ucraina, 38-05 puncte pentru Cojoc și Matei, 5 puncte, mult. Locurile 4, 5 și 6 sunt într-o luptă aprigă. Într-adevăr, Rareș este detașat față de celelalte perechi. Rezultatul după fiecare dans, deci teoretic, nu știu, te blochezi, te capacitezi mai mult, pot exista ambele reacții, nu în același timp. Cu siguranță pot exista ambele reacții. Depinde de mentalul sportivului și atletului. Pentru mine și pentru sportivii de top, cred că nu ar trebui să ne influențeze, ar trebui să rămânem focusați pe dansul nostru. Ia uite, Rareș și Emilia, Andreea pe primul loc în continuare, danezii la acest dans ultimii. Fair play și că a fost o simplă greșeală. Din câte îmi dau seama și evident lucrul ăsta, faptul că toate perechile părăsesc ringul de dans înseamnă că avem parte de următorul dans solo. Dar până atunci o să te rog pe tine să ne spui dacă avem surprize sau nu. Luca, din păcate, a căzut pe locul 5, iar perechea din Ucraina a urcat pe locul 4 la acest dans. Perechea din Danemarca a rămas pe locul 6.